De la mai bine de 3 ani de la demararea proiectului european câștigat de Apaserv pentru modernizarea stației de epurare, obiectivul se apropie de finalizare. Vestea este una bună pentru cetățeni și autorități, deoarece lucrările de modernizare a acestei stații s-au desfășurat lent și foarte lent, fiind nevoie de înlocuirea subcontractanților inițial cu firme serioase, mai ales că vorbim de un proiect pe fonduri europene. Stația de epurare este finalizată în proporție de 95%. Sperăm ca până la mijlocul lunii mai să se finalizeze și celelalte 5%, astfel încât și acest mare obiectiv pe care eu l-am propus spre modernizare, cu reabilitarea tuturor treptelor, treapta primară, treapta mecanică, treapta chimică și biologică să fie finalizate, este un lucru foarte important pentru municipiu, atât printr-o prelucrare ecologică, precum și printr-o prelucrare de mare capacitate a acestei stații de epurare. Din programul european câștigat de compania ștețeană Apaserv, modernizarea stației de epurare a fost demarată prima, ulterior fiind început și programul de extindere a rețelei de canalizare. Stația de epurare a necesitat reabilitare pentru a putea prelua inclusiv canalizarea extinsă din cartierele Mihai Viteazu, Bălcescu și Petru Rareș.